Duhul Domnului este peste mine. El m-a uns să-i vindec pe cei cu inima zdrobită. Vestesc prinșilor de război izbăvirea, aduc tuturor celor orbi vederea. Pe cei chinuiți îi eliberez, distrug blestemele, bolile și poverile. În fiecare casă unde ajung, în fiecare casă pacea o aduc. În loc de trădare, în loc de pervertire, ofer dragoste tuturor, fără plată. În locul singurătății și umilirii, ofer tuturor restaurarea. Sunt biserica sfântă a lui Iisus Hristos. Eu îl iubesc și El mă iubește. Renunț la orice păcat din cauză că îl iubesc. Tuturor celor căzuți și celor sărmani le voi oferi ajutorul. Eu ascult de împăratul meu. El m-a trimis și eu lui îi slujesc. Tot ce voiește el, eu împlinesc. Doar împăratului îi fac pe plac. Evanghelia s-a răspândit pe toate continentele, în toate popoarele. După 2000 de ani, nu există loc unde să nu se fie auzit despre Iisus Hristos, unde să nu fi fost propovăduit Evanghelia și unde să nu fie ajuns mireasa Lui, biserica. Biserici de milioane de membri, de mii de membri, adunări mici umplu tot pământul. El a răspândit mireasa sa pe toată fața pământului. Ea iese cu candele luminoase, aprinse, să-și întâmpine mirele în fiecare zi, arătând puterea semnelor și a minunilor. În ciuda prigonirilor, a supririlor, omorurilor și a faptului că cea mai crunt prigonită credință din toată lumea este credința creștină, la fiecare 5 minute, în chinuri de martir, moare un creștin. Cu toate acestea, nimeni nu ne poate lua din mâna Lui. Evanghelia împărăției Lui Dumnezeu, Evanghelia Harului se răspândește și mirele se apropie. Chiar și în cele mai dificile și crude teritorii, cum ar fi Indonezia, Pakistan, China, Coreea de Nord, țările musulmane, oamenii îl primesc pe Iisus Hristos. Porțile iadului nu vor birui biserica. Să dăm slavă lui Iisus Hristos!